că a venit și ziua ca să tragem cu, cu armele. Am adus două care, cu care vreau să tragem, pentru că ale sunt cele două care o să le folosească fetele în sezonul ăsta de, de copii, care se va întâmpla weekendul ăsta. S-a cam răcit vremea, cred că sunt vreo 10 grade afară, așa că e mai răcoare ca de obicei. Am vrut să trag aici la cabană, dar am avut acolo nepoții și cumnata și n-am vrut să se simte incomod când eu trag cu armele pe acolo, așa că mă duc, sunt aici la 5 minute, este un fel de poligon, nu e de fapt poligon, dar e făcut de niște voluntari. Așa că mergem acolo și vă arăt ce face. Ok, am ajuns la poligon. Este cam 100 de metri de aici până de ținta. Ăsta a fost amenajat de clubul local de ATV-uri și de alți entuziaști de, pentru tragere cu armele. No, eu o să mă duc să pun unul de ăsta acolo și după aia vedem ce iese. Ok, o să începem cu băiatul ăsta. Am niște muniție de AR-15. Ăsta e 5.56 NATO. O să văd numai cam pe unde trage cu muniția asta. Și după aia când o să ajung aproape unde vreau, o să pun muniția tot 5.56, dar care e mai mult pentru vânat. Așa că vedem ce iese. Here we go! Deci am tras cu alea care sunt mai mult de jucărie sau de țintit. Iar acum o să tragem cu muniția care va fi pentru vânătoare. Am uitat cu binoclu și se pare că lovim ținta aia mică de la 100 de metri. Așa că va fi ok. There we go. Vedem cum a ieșit. Ok, deci se pare că trage puțin în partea aia. Deci trebuie să îi dau câteva clicuri încoace, dar rest îmi place cum arată la orizont. Se vede aici astea și astea de pe mânge. Deci dacă îi dau câteva clicuri în stânga, vom fi chiar în zona asta. Ăsta e un... E o țintă cam jumătate cât e mărimea pentru ce țintuim la căprioare. Deci dacă la 100 de metri ajung în ăsta, deci am încă de atâtea de ori șansa ca să omor căprioare. Deci nu e rău. Da, o să dau câteva clicuri și după cred că o să fim ok cu ăsta. Ok, aici am terminat cu băiatul ăsta. O să-l punem în husă. Am folosit, ăsta e ce o să folosim la vânătoare. La calibru 5.56 și 45.
72 grain și are glonț care e făcut pentru așa ceva. Asta la alt e doar tot muniție 5.56, dar e full metal jacket, ceea ce nu e făcut ca să se extindă când lovește ceva și nu e bun pentru vânătoare. E bun pentru tras la țintă, cum am făcut azi. Deci, ăsta l-am tras puțin mai la stânga, mai tras două rânduri și a ajuns la mijloc și de fapt l-am ajustat puțin și în sus, pentru că traiectoria glonțului când iese din armă cam la 100 de metri încă se ridică. Și cam pentru ăsta, pentru calibru 5.56, cred că e la vreo 200 și ceva de metri când ajunge de fapt la nivelul unde e ochim. Deci dacă vreau să am la 200 de metri să fiu chiar la țintă, trebuie să ochez puțin mai sus la 100 de metri. Nu știu dacă face sens, dar... Deci glonțul urcă și după aia coboară. Deci dacă eu sunt exact la țintă, la 100 de metri, de acolo glonțul va coborî mai mult. Deci trebuie să fiu puțin mai sus pentru ca să am mai multă traiectorie puțin mai încolo. Deci cam asta e logica. Arma următoare o să fie un 2.43. Hai că-l scot și vă arăt. A, da, și până nu uit, în husa la arma asta am 5 încărcătoare și fiecare cam au destinația lor. Acum asta stă până mă duc acasă sau să stea gol, dar am astea care sunt, care au camuflaj pe ele, de obicei au încărcătură pentru căprioare, trebuie să știu, ăsta e gol, trebuie să-l umplu. Ăsta e cu portocaliu, ăsta e mai mult pentru caioți și pentru animale mai mici decât căprioarele. Deci ăsta nu are pe el nimic de aia, nu se știe. Asta cred că... N-aș putea să faci cu mână. Asta e de fel e gol. Asta două să le umplu din nou cu ăsta pentru caioți și de aia. Și asta ultimul tot încărcător pentru copioare. Dacă pot să fac. Da, mai am câteva de aici de anul trecut pentru căprioare, dar cred că pentru că am tras cu 5.56 ăsta care am acum și am reglat cum ar veni arma pentru acele încărcături, o să le scot astea de aici și amândouă astea o să pun glonț la fel. Astea sunt calibru 2.23 și sunt ok pentru vânat căprioare, dar calibru ăsta la care am acum cu 5.56 glonțul e puțin mai greu și încărcătura în spatele glonțului e puțin mai greu, așa că are mai multă putere de a da jos animalul. Cei mai mulți vânători vor să împuște ceva și să moară animalul cât se poate de mai repede și să nu sufere. Deci dacă poți ia un glonț puțin mai mare care face treaba mai repede și animalul nu suferă, eu sunt ok. Hai, punem pe ăsta în mașină și îl scotem pe celălalt. Așa, acest armă e un Savage, calibru 2.43. Nu știu dacă se vede, dar avem două tipuri de glanțe. Sunt astea și după aceea sunt astea la alte. Anul trecut, cam pe la sfârșit, nu aproape s-au mai găsit glanțe. Deci în încărcător am tipul ăsta și aici mai am vreo 3-4 și după avem asta. Deci dacă vreau să folosim această armă tot sezonul,
trebuie să o reglăm pentru ce muniție vom folosi. Și am găsit niște muniție de asta. Am două cutii, așa că o să ajungă, să sperăm, mă, dacă nu trag fetele la nebunie tot sezonul, da. Deci eu ce să fac, o să trag câteva cu ăsta. Deci ăsta e cam același ca și astealte. Deci o să încerc să trag cu astea, să vedem cât de aproape este și după aia tragem câteva din astea și dacă o să fie ok, suntem ok, pentru că munița e aceeași. Na, vedem ce iese. Vom vedea cum a ieșit treaba. Am tras cu primele patru și a fost cam cum am vrut. Puțin mai sus de unde e ținta și cam tot în aceeași zonă. Și după aia am pus celelalte patru și am tras din nou și la alea încă nu m-am uitat cu binoclu. Da, o să vedem cum a ieșit treaba. Cred că va fi ok și nu trebuie să reglez deloc arma aia. Da, hai să vedem. Da, deci toate alea cam sunt în zona asta, ceea ce e ok. Da. Deci arma este ok, o las așa cum e. Nu mai avem treabă cu ea. Așa că, asta este. O să mă duc să-mi iau pistolul, că în fiecare an, măcar de două ori pe an, încerc să-mi schimb muniția pe care o am în fiecare zi, pentru că e arma mea, port armă. Și cum suntem într-un stat unde e frig, e cald, iar frig, e mai plouă, mai nu știu ce, se schimbă temperaturile și arma o am când în mașină. La servici nu pot să lucra într-un la servici, așa că arma e în mașină. Și deci merge prin schimbări de temperatură și de umiditate. De două ori pe an cumpăr muniție nouă. Muniție care o folosesc la permis, la armă care o port, este mai diferită, este făcută pentru a fi mult mai letal decât muniția care o folosim de obicei doar pentru a trage la ținte. La fel ca și armele de vânătoare sau AR-15, folosim alte muniții pentru alte scopuri. Așa că hai că scot pistolul și mergem să vedem. Ok. Da, o să încercăm. V-am montat pe pistol. Să vedem dacă iese. Trebuie să vă întorc. Da? Cum e? Bine? Nu o să mă uit în obiectiv pentru că ar însemna să fac o foarte mare abatere la reguli de a purta arme. Dacă vă întorc, o să mă uit direct în țeava pistolului, așa că nu. Dar o să vin destul de aproape și o să tragem și să vedem cum iese. E mai greu de mânuit pistolul când ai camera pe el, dar o să încerc. Ați căzut! Deocamdată, hai că încerc cu o mână.
s-a golit. S-a reîncărcat. S-a golit din nou. Nu uităm. Da, nimic pe țeavă. Cool. Alright. Nu-i rău. Am tras cu o mână. De obicei trag cu două mâini pentru că am mai multă stabilitate. Și așa e de fapt cum suntem instruiți. Dar sunt unele cazuri când... când nu ai ocazia să folosești ambele mâini, așa că e bine să facem exerciții cu o singură mână și e bine să exersăm și cu mâna care nu e dominantă și din diferite poziții. Și anul ăsta nu prea am avut timp să mă joc prea mult cu armele și cealaltă problemă este să găsești muniție. Da, acum măcar pot să îmi reîncarc pistolul cu muniție nouă după ce mă duc acasă și o să o curăț și va fi din nou gata de folosit dacă e nevoie. Da, cam asta e episodul de azi. O să vă iau cu noi la vânătoare weekendul ăsta, dar poate postez filmulețul ăsta numai așa de ceva să fie postat și ne vedem data viitoare. Pa!